Complexul muzeal de științe ale naturii este, dincolo de faptul că e doar un muzeu, este și o instituție de cultură cu rol educativ. Împreună cu școlile și liceele Constanței, județului, Dobrogei, țării, suntem și noi implicați în procesul educativ. Cum? Pe lângă mesajul educativ pe care îl transmitem prin expunerea și prin reprezentațiile de la delfinariu, expunerea de animale și reprezentațiile de la delfinariu, avem și ore de biologie. Ce înseamnă aceste ore de biologie? Înseamnă prezența copiilor de la școli la orice nivel, că ne adaptăm oricăror nivele, sunt copii care vin din clasele mici, dar sunt și studenți care vin însoțiți de asistenți universitari, de profesori, cu care putem să ținem ore de biologie, în special pentru mamologie, adică pentru mamiferele marine, dar nu numai, și celelalte animale pe care le avem și pe care le putem prezenta în cadrul acestor ore de biologie, ore care nu costă mai mult de 2 lei pentru fiecare copil. Am gândit acest cost în ideea de a atrage cât mai mulți din licee, din școli, de a veni să-și facă ore de biologie la noi. Ce vreme frumoasă și ce lucruri frumoase pot vedea aici, pot întâlni aici. Profesorii, bineînțeles că intră gratuit, sunt tratați ca însoțitori gratuiți, iar dacă sunt copiii foarte mici, chiar și preșcolari, putem să facem niște ore la nivelul acestora și să acceptăm mai mulți însoțitori în ideea de a-i putea supraveghea foarte bine. Pentru noi siguranța este foarte importantă, pentru noi educația este foarte importantă și ne dorim, gândim acest complex muzeal în sensul contribuției la educația tineretului. Suntem dependenți de informațiile pe care le căpătăm și natura depinde de noi, marea depinde de noi, delfinii din mare depinde de cât de mult știm noi despre ei și cât de bine vom înțelege că trebuie să-i protejăm nu altcineva, ci noi, acolo unde ne desfășurăm activitatea.